Tânăra și extrem de talentată sabreră Sabina Martiș și-a îndeplinit recent un vis. A intrat într-un ring de box. Între două antrenamente la lotul național de sabie, sportiva clubului Roș-Albastru a găsit timp și resurse fizice pentru o ședință de pregătire în noua sală de box din incinta stadionului Steaua, sub îndrumarea antrenorului Virgil Fâșie. Sabina, cum te-ai simțit pentru prima dată într-un ring? M-am simțit efectiv ca într-un film. Nu îmi vine încă să realizez că am ajuns aici. Te-am zis, mi-am dorit de foarte mult timp să fac chestia asta și a fost excepțional, mai ales că am avut un antrenor de box care m-a învățat să mă bat pe bune și m-a învățat și poziție de gardă și lovituri și chiar mi-a plăcut, chiar vreau să mai repet experiența. Tu lovește foarte puternic, n-ar strica să vină în lotul nostru de fete. Poate să meargă și cu sabia mai departe, vine și la ring, nu strică, chiar o ajută. De unde pasiunea pentru acest sport? Am văzut un film, sincer, Lovitură de stânga, și mi-a plăcut foarte mult cum acel boxeor a putut să ia de la capăt tot și să scoată din nou aceleași performanțe după un accident. Și m-a motivat foarte mult, atât pe scrimă, cât și pe box. Am văzut tot felul de lupte, am făcut vizionarea seară ca să fiu mai bună astăzi. Îmi place că poți să te descarci și este totuși sportiv, nu e violent, deci e perfect. Legitimată la clubul Steaua București, Sabina a cucerit în primăvară medalia de aur la Campionatul Național de Seniori, un titlu care în ultimii ani a fost câștigat doar de către sportive de la rivala Dinamo. În sfârșit am simțit că am fost răsplătită pentru munca pe care am depus-o până acum și titlul ăsta mi-a dat curaj să am mai multă încredere și în străinătate și să pot să mă antrenez mai mult, să fiu mai serioasă, să fiu mai perseverentă și să scot mai multe rezultate și în străinătate. În vârstă de 22 de ani, Sabina se pregătește la lotul național cu Tiberiu Dolniceanu, iar la club o are ca și antrenoare pe Cătălina Anghel. Te antrenezi la lotul național cu Tiberiu Dolniceanu. Cum e Tibi ca antrenor? Este foarte, foarte fain ca antrenor. Mi-a fost ciudat prima oară pentru că eu prima oară l-am prins ca sportiv, după care a devenit antrenor și vă dați seama că s-au schimbat relația dintre noi, s-a schimbat. Cumva rezonăm și îmi place chestia asta, m-a ridicat foarte mult în ultimul an și chiar sper să ajung la calificare, Doamne ajută, să fiu deja calificată direct. Cât de important e pentru un sportiv de performanță să apeleze la ajutorul unui psiholog sportiv? La un moment dat, în carieră, cred că toți sportivii dau de un blocaj pe care e foarte greu să-l depășească singuri. Adică eu una nu am putut, am încercat mai multe strategii, filmulețe, motivaționale și așa mai departe și n-am reușit. Mă blocasem, deja performanța mea era în scădere și atunci a trebuit neapărat să apelez la un psiholog sportiv și m-a ajutat foarte mult pe mine. În această toamnă vei participa cu Steaua la Cupa Europei. Crezi că poți să câștigi trofeul și să-l aduci alături de colegii tale în Ghencea? Ne-am antrenat împreună, toate am crescut și chiar am speranța că putem, dacă nu luăm locul întâi, măcar acolo primii trei, eu zic că reușim să facem.